Apar noi detalii despre cei doi cetățeni moldoveni, soț și soție, arestați săptămâna trecută în Franța după ce au desenat steaua lui David pe mai multe clădiri din Paris. Cei doi ar fi făcut parte dintr-un grup rusesc care urmărește destabilizarea statelor europene pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Discutăm despre acest subiect cu Irene Costelian, jurnalist francez aflat în legătură directă cu noi. Bun găsit, Irene! Bună ziua! Care sunt informațiile care au apărut la voi în spațiul public? Da, într-adevăr, avem niște informații destul de interesante care au apărut chiar azi dimineață, dezvăluite de anchetătorii care urmăresc această afacere, fiindcă totuși este destul de îngrijorător. Știm că de câtva timp acte antisemite sunt operate în Franța, dar aici avem un caz puțin mai special. Niște stele de David pictate în albastru au apărut pe diverse clădiri din Paris. Un cuplu de moldoveni a fost arestat săptămâna trecută, iar dezvăluirile sunt destul de îngrijorătoare pentru statele europene. În măsura în care acești indivizi au spus că au fost plătiți de cineva în Rusia pentru a face acest lucru, iar alt cuplu a fost văzut pe videourile de supraveghere în spațiu public, făcând același lucru, ei au părăsit spațiul, teritoriul francez destul de rapid după aceste fapte și polițiștii privilegiază un gen de comando, operație comando, care ar fi venit deci de expres numai să facă aceste instigări pe fond sau profitând cel puțin de conflictul israelo-palestinian pentru a destabiliza într-adevăr statul francez. Știm că aici subiectul este foarte sensibil. Ultimele proteste care au avut loc, mai ales pro-palestiniene, au fost foarte violente, numeroase persoane au fost interpelate pentru cuvinte antisemite, apeluri la ură și instigație de natură quasi teroristă. Avem aici deci o situație complicată în care vedem că și anumite state care nu au fac parte din conflictul din Orientul Mijlociu încep să își bage oarecum sau cel puțin să influențeze o destabilizare a statului. Există și o teorie conform care cineva ar avea interes să vină cu o destabilizare a situației în Franța și nu numai pentru că vedem că acești cetățeni au legătură așadar cu Rusia. Este clar că într-un fel sau altul se urmărește o escaladare a conflictului între cetățenii musulmani și restul cetățenilor pe baza conflictelor care au avut loc în ultima perioadă? Da, dar aici este și, trebuie să pierdem în perspectivă conflictul ruso-ucrainean, fiindcă am văzut și în ultimul timp anumiți lideri politici europeni care au declarat că nu prea mai susțin așa mult Ucraina, deși astăzi am avut declarația în spațiu UE în care liderii continuă să spună că ei susțin și vor susține în continuare efortul de război în Ucraina. Deci acest conflict din Orientul Mijlociu ar fi putut fi sau poate fi o breșă pentru Rusia, pentru a destabiliza și a câștiga oarecum anumite poziții pe care le-a pierdut deja în acest război. Și, într-adevăr, dacă statele europene devin slabe și nu mai pot să-și asigure propria, sau cel puțin sunt foarte preocupate de a-și asigura propria securitate, nu mai au într-adevăr capacitățile și financiare și de mobilizație umană pentru a susține un conflict în altă parte. Asta este ceva care s-a mai văzut, iar avem deja informații care au căzut despre anumite alegeri din Franța în care pe rețelele sociale au fost influențați anumiți cetățeni pentru a vota împotriva unor candidați. Am avut deja probe tangibile în ceea ce privește anumite proteste din Franța prin ultimii ani în care au fost tot așa instigate niște poziții venind din spațiul fost sovietic, care ar fi influențat acest indivizi să iasă prin stradă și să facă anumite acte de vandalism, deci tot așa pentru a destabiliza și a fragiliza puterea în Franța cel puțin și bănuim și în alte state europene. Mulțumim tare mult pentru Irene.